Biroul de informare al Parlamentului European din România, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice, a lansat o provocare instituțiilor școlare din țară, propunându-le să se implice în proiectul numit Criza Refugiaților într-o Europa a Valorilor. La Colegiul Tehnic Petru Poni, profesorii coordonatori Dana Păiuș și Mihaela Stan, alături de mai mulți elevi, pun în practică activități menite să susțină acest proiect. Un început de an nou școlar, un început de noi proiecte la Colegiul Tehnic Petru Poni, după cum bine știți, am răspuns și de această dată unei provocări lansate de Biroul de Informare al Parlamentului European în România, împreună cu Ministerul Educației, în cadrul unui proiect Euroscola. Proiectul cel mare se numește Criza Refugiaților într-o Europa Valorilor, iar Colegiul Tehnic Petru Poni va derula în această lună, să spunem, un proiect numit Drumul spre Acasă. Este vorba despre un proiect pe care noi l-am inițiat în vederea participării la o competiție. Se va finaliza această competiție spre sfârșitul anului și sperăm că vom fi printre cei câștigători. În cadrul programului național, profesorii de la Colegiul Tehnic Petru Poni vor coordona proiectul Drumul spre Acasă, concurând cu alte instituții de învățământ din țară pentru a obține unul dintre primele trei locuri. Proiectul acesta pe care noi l-am propus este un proiect de o sensibilitate aparte, pentru că este imposibil să nu fi văzut la televizor o știre legată de criza imigranților. Au fost acele imagini cutremurătoare pe care bine le știți, legate de copii găsiți în caz nu pe plajele din Turcia sau vapoarele care s-au scufundat, mai ales, nu știu, în aprilie 2015, dacă nu mă știu, atunci a fost cea mai mare dramă. Și prin acest proiect ne dorim ca elevii noștri să nu mai ia informațiile de gata, să se documenteze, să se informeze, să asculte mărturiile de-a dreptul cutremurătoare ale refugiaților, dar să le treacă prin filtrul lor personal. Primii trei câștigători vor avea parte de un stagiu de formare la Strasbourg. E vorba despre 24 de elevi și două cadre didactice care i-au coordonat în persoana doamnei profesor Mihaela Stan și a mea. Liceenii au realizat desene specifice temei, vor împărți flyere cu informații legate de criza refugiaților și vor pregăti o scenetă surpriză, toate acestea fiind trimise ulterior la Biroul de Informare din România al Parlamentului European.